Eu vreau să vin cu un mesaj către cetățenii care astăzi m-au sunat. Vă rog, fiți de gata. Poliția, serviciul pază nu o să ne apere. Azi am demonstrat acest lucru. Fiți de gata. Atunci când o să vă spun, să fiți la Chișinău. Toți. Dar eu simt că lucrul ăsta se apropie. Se apropie momentul când o să trebuiască noi să-i punem la punct fiecare. Altfel ei nu înțeleg. Altfel și aduc românașii, unioniștii, ca să-mi facă nouă probleme aici. Eu nu am nimic împotriva românilor, de câte ori am spus. Dar n-are ce căuta un cetățean al României sau un deputat să blocheze instituțiile de stat în Republica Moldova.